Conducerea primăriei Roman, total nemulțumită de modul de repartizare a fondurilor din ultima ședință de Consiliu Județean de la sfârșitul lunii februarie, a fost determinată să solicite conducerei acestuia printr-o adresă la care așteaptă răspuns în termen legal să afle criteriile care au stat la baza modului de alocare, apreciat ca discreționar față de cel de-al doilea municipiu din județ care a primit la repartizarea făcută doar suma de 600.000 de lei. Problema alocării discreționare a fost discutată și la recenta întâlnire cu primarii din Asociația Intercomunitară Roman Metropolitan, la care au participat 15 primari din zona Roman, mare parte și ei nemulțumiți de fondurile primite de la Consiliul Județean. Ulterior primirii răspunsului de la Consiliul Județean se va trece la procedurile prealabile și atacarea în contencios administrativ a hotărârii Consiliului. Să spunem, o supărare comună a unora dintre ei e legată de sumele de bani derizorii care au venit de la Consiliul Județean raportat la populația și suprafața comunilor pe care le au în subordine. E frustrant, e deranjant, dar fiecare încercăm să ne vedem pe cont propriu cum reușim să ne rezolvăm problemele din comunitate. Noi mergem înainte, ne vedem de drumul nostru și sigur, de asemenea, și această taxă, vă spuneam și la începutul conferinței, taxa pentru deșeuri și pe ei afectează foarte mult. Au fost din toate culorile politice, au fost circa 15 primari. Edilul șef al municipiului Roman crede că, în ultimă instanță, romașcanii vor fi cei care vor hotărâ la urne atitudinea discriminatorie a PSD, al cărui președinte este Ionel Arsene. După primirea răspunsului din partea conducerii Consiliului Județean, se va proceda la îndeplinirea procedurilor prealabile și atacarea în contenciosul administrativ a hotărârilor Consiliului Județean din 28 februarie de alocare a fondurilor pentru municipiul Roman. Da, eu nu am făcut nicio declarație politică, eu nu fac politică, am avut o reacție, într-adevăr. Sincer, nu mă gândesc la nimic când vine vorba de domnul Arsene. Eu am făcut o solicitare către Consiliul Județean în care să mi se comunice care au fost criteriile pe baza cărora s-a făcut această repartizare, care a fost modalitatea de calcul și, bineînțeles, să-mi dea și ierarhia rezultat în urma aplicării acestor calcule și acestor criterii. Aștept în termen legal de 30 de zile să-mi comunice acest răspuns. De asemenea, voi ataca în contencios și hotărârea de Consiliul Județean prin care s-a făcut această repartizare, bineînțeles, prima dată prin procedura prealabilă de contestare a acestei hotărâri la Consiliul Județean. Iar ulterior, în funcție de răspunsurile pe care ni le va da Consiliul Județean, instanța de judecată, să decidă romașcanii dacă e corect sau nu e corect ca un municipiu, al doilea din județ, să primească una din cele mai mici sume, iar comune mult mai mici să primească de 10 ori mai mult ca un municipiu. E decizia, până la urmă, politică a unor oameni care sunt trecători prin niște funcții. Din păcate, nu au înțeles nimic din trecutul altor oameni care au mai fost prin aceste funcții, chiar dacă în trecut, să știți, erau mult mai corect alocați banii, în sensul în care se făcea o discuție cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanții principalelor unități administrativ-teritoriale din județ și era cât de cât mai corect în ceea ce privește împărțirea sumelor de bani. Primarul Romanului reproșează conducerii Consiliului Județean Neamț și președintele Ionel Arsene că nu a organizat, așa cum s-a procedat de către președinții anteriori ai instituției, întâlniri cu toți primarii din județ pentru a le asculta problemele și a realiza o viziune globală a nevoilor din unitățile administrativ-teritoriale din Neamț. Romanul va fi nevoit să se conformeze situației existente și să gestioneze cât mai eficient resursele de care dispune. Primarul Lucian Micu a mai spus că discriminarea la care este supus Romanul rezultă și din eliminarea deliberată a municipiului Roman din Consiliul de Administrație al APA Serv, unde, potrivit criteriilor de asociere, avea un vot legal ca membru al ADI Aqua Neamț, motiv pentru care primăria Roman se judecă în contencios administrativ și pe această chestiune.